unde erau mulți dintre ucenicii săi și mulțime multă de popor din toată Iudeia, din Ierusalim, de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se tămăduiască pe neputințele lor. Și cei mântuiți de duhuri necurate se vindecau și poporul căuta să se atingă de dânsul, căci și-a din dânsul o putere care vindeca pe toți. Atunci, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, le-a zis: fericiți sunteți voi, cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când vă vor râpe voi oamenii și când vă vor izgoni dintre ei și vă vor bajocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați, că iată plata voastră multă este Sigo.
pe hramul, împreună cu Sfântul Cuvios Nicodim. Sfântul Nicolae, după cum știți cu toți, este poate cel mai iubit sfânt de către cei mari, de către cei mici, un sfânt milostiv, grabnic, ajutător, un sfânt care aduce bucurie în casă și în familia celor care se roagă credință înaintea Sfintei sale icoane sau a Sfântelor sale moaște. Sfântul Nicolae s-a născut din părinți creștini, spune viața sa, din părinții Teofan și Nona, părinți creștini și încă din mic, l-a iubit pe Dumnezeu și a cinstit-o pe Maica Domnului. Unchiul său, care era și el arhiereu, tot cum e Nicolae, l-a văzut pe acest tânăr Nicolae, plin de râvnă dumnezeiască, și l-a numit înțelept, tânăr, dar cu minte bătrân. Așa se face că, văzându-l părinții cu râvnă dumnezeiască, încă de la nașterea sa, pentru că se spune că după naștere, când părinții făceau baie, îmbăiau, Sfântul a stat pe piciorușele lui 3 ore ridicat, fără să fie de nimeni sprijinit. Cinstind prin aceasta, a spus Sfinții Părinți, Sfânta Treime. Se urmează pe Sfântul Nicolae și are în plan, părinții, și multe alte fapte de face, are, nu are voință sfântă, dar de multe ori ne predicăm și noi de puterea financiară și de alte încercări. Dar opera Părintele Stare de a ajuta pe cel sărac este poate cea mai importantă operă de mântuire. Spunea Părintele de multe ori că să vină ziua aceea în care se poate ca tot venuți să îndrepte către cel sărac, către Hristos, să-L împace pe Hristos prin omul sărac. Și Dumnezeu va ajuta, pentru că acolo ori ne pune un gând bun, acolo ne Părintele își pune un gând bun de la îmbrăca pe Hristos, vine Maica Domnului cu Sfântul iar cu părământ și ne ajută. Ajută pe Părintele, pe noi ne ajută să-L putem susține și fapta bună, iată că se săvârșește. Așadar, iubiți credincioși, este postul nașterii Mântuitorului. Suntem în jurul Părintelui, care astăzi cinstește pe Următorul Său din naștere, pe Sfântul Nicolae, de la care a luat, cum vă spuneam, Sfântul chip și învățătura de milostenie și în Duhul Părintelor, care ne învață și ne spun, e sărbătoare și e joc în casa ta acum, dar nu uita când ești voios, creștine, să fii bun. Să fii bun cu cei săraci, să ajutăm pe cei care sunt în nevoi și în neputințe, să-L îmbrăcăm pe Hristos în acest post, pentru că cu siguranță ne îndreptăm privirea către Peștera Minunată. Unul din cele două hramuri ale Paraclisului, unul fiind Sfânt Erat Nicolae, astăzi, de cum bine observăm, Paraclisul este îmbrăcat în haină de sărbătoare, în cinstea Sfântului Erat Nicolae, care poporul nostru și noi toți credincioși și creștini ortodoxi cinstim, și putem spune că e unul din cei mai mari sfinți, Sfânt Erat Nicolae, care de mila lui Dumnezeu, când a fost sfințit acest paraclis, am primit cu binecuvântare aceste două hramuri, cei doi mari sfinți care sunt protectorii paraclisului, Sfânt Erat Nicolae, și apoi urma de Sfântul Preacuvios Nicodim, cel sfințit de la Tismana. Nu eu am propus, rândeala lui Dumnezeu a fost ca să fie aprobat de către înaltrea sfințită, dar atunci, din păcate, nu s-a sfințit de un ierarh paraclisul acesta, unde vom cere de la înaltrea sfințitul mitropolitul nostru Teofan să primim în alta binecuvântare ca în alta sfinția sa sau un erar care îl va trimite în alta sfințitul să sfințească Sfânta Masă și acest paraclis, fiindcă
a fost după rânduială, normal, sfințit de cei doi arhimandriți pe vremea înalt preasfințitului Daniel, actual preafericit părinte nostru patriarh. Și noi am dorit și am propune înalt preasfințitului să fie sfințit din nou de către înalt preasfânt sau un erar care o să trimită înaltul, repet, preasfințitul nostru Teofan. Este prilej de mare bucurie, fiindcă nu întâmplător s-a pus aceste două hramuri cu voia lui Dumnezeu și a fost și voia Sfântului Erah Nicolae și a Sfântului Preacuvios Părinte Nicodim cel Sfințit la Tismana, fiindcă nimila lui Dumnezeu și darul Duhului Sfânt care a lucrat la botez când a fost încreștinat, a fost pus acest nume de mare sfânt de către părinții mei, nașii mei, Nicolae. Am primit numele la botez și apoi la călugărie, un al doilea botez, să spun. Când am depus votul monahal, am primit un nume de mare sfânt din nou, Sfântul Preacuvios Sfânt Nicodim, cel sfințit de la Tismana. Mulțumesc Sfântul Ierarh Nicolae, care m-a condus pe acest drum al vieții monahale și care mi-a fost de mic copil protector și până în zilele noastre. Mulțumesc Sfântul Ierarh Nicolae pentru tot și toate. L-am avut protector, îl am până în ceasul morții, atât pe Sfântul Ierarh Nicolae, cât și pe Sfântul Preacuvios Părinte Nicodim, unul la călugărie, dar știm cu toții că Sfinții sunt protectorii, mijlocitorii înaintea lui Dumnezeu pentru noi păcătoși și sunt casnici și prietenii lui Dumnezeu. Evlavia mea merge către Măicuța Domnului, care noi mijlocim prin Sfinți, că nu suntem vrenici să ne rugăm Maicii Domnului pentru că sunt păcate mari la fiecare dintre noi și nu îndrăznim. Rare ori poate că îndrăznim, doar prin Sfinți să mijlocească către Măicuța Domnului, Fiul Său și Bunul Dumnezeu. Nu pot să spun decât îi mulțumesc și aduc slavă, laudă lui Dumnezeu, Preacurate Maicii lui Dumnezeu și Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Preacuvios Părinte Nicodim, cel Sfințit de la Tismana. Sfânta noastră mănăstire este ocrotită de Maica Domnului, având cele trei hramuri sub protecția și ocrotirea Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, acoperământul Maicii Domnului, nașterea Maicii Domnului și izvorul tămăduirii. Urmat de aceste două hramuri sub catedrală, aici suntem în Biserica Nouă, Biserica Mare, Paraclis unde se serbează și cinstim cu mare evlavie astăzi cu toții, toți credincioși și buni care avem evlavie către Sfântul Ierarh Nicolae și eu nevrenicul și țin să mulțumesc din suflet soborului de slujitori. Bine observați că prietenii mei sunt mai mult preoții de mir în general și să știți că îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt alături de părinții slujitori din parohii și părinții slujitori sunt alături de bucuriile noastre, hramurile mănăstirii și, de ce nu, au o mare râvnă și evlavie către Maica Domnului și deseori atât cât urcă și se roagă la Măicuța Domnului pentru familie, dar și slujind în sobor cu bucurie la sărbătorile Sfinte noastre mănăstiri. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor prezenți astăzi, tuturor, mulțumesc și ceilor din Bucovina care să știți că îmi sunt prieteni adevărați, cei care vin an de an la sărbătoarea aceasta. Vedeți dumneavoastră că nu știu dacă au lipsit vreodată cei din Bucovina, mă refer la câțiva care mă iubesc, să spun așa, deși au o vârstă înaintată, unii dintre ei nu se lasă și niciodată nu lipsesc la această mare sărbătoare. Venim cu bucurie, nu că ne-ar fi dat un dar, că ei săraci tot timpul aduc daruri. Darul este de la Dumnezeu prezența dumnealor, că vin din satul unde s-a născut mama mea, Dumnezeu să o ierte,
și din satul unde m-am născut eu. Și le mulțumesc și să dea Hristos Dumnezeu să îmbătrânească frumos în continuare și binecuvântarea Maicii Domnului și a Sfântului Ierarh Nicolae să fie asupra dumneavoastră, gospodinilor și surorilor, care mă bucurați an de an și să știți că pentru mine când vă văd mă simt acasă. Acasă în dulcea Bucovină, unde cu portul dumneavoastră național și cu dragostea de creștin, de fiecare dată și evlavia râmnă arătați față de această sfântă mănăstire. Mulțumim încă o dată și bunul Dumnezeu, bădă prosit pentru toate. Și acum, dacă mă îngăduiți, cum spunea Părintele Dumitru, laudă lui Dumnezeu că tot ceea ce am făcut în 29-30 de ani aici n-a fost ușor, văzând Siestria, mănăstirea Dâmba, ajungând o frumoasă Siestrie, nu o spun eu, o spun miile de pelerini care se perindă an de an, zi de zi, în fiecare zi, urcând la Maica Domnului, la Sfânta Icoană Făcătoarei. Dar cea mai mare bucurie este că am reușit să realizez, deși am avut destule încercări și foarte grele încercări, având casa socială la mijloc, unde, de ce să recunosc că am rămas cu găuri și acum mă refer la datorii, dar Hristos și Măicuța Domnului Ialea l-au în primire, pe Maica Domnului am pus-o. Casa socială a fost sfințită, dar în timp ce lucram la casa pelerinului, la casa dumneavoastră, m-am gândit că dacă s-a întâmplat acea minune a Sfântului Ierarh Nicolae să găsesc acești copii datorită fratelui Constantin Ciofu, care m-a înștiințat că într-un câmp locuiesc 10-12 copii într-o căsuță săracă, sărăcăcioasă, într-un câmp unde copilași învață la lampă și la lumânare și merg 4 sau 5 km pe jos până la șosea. Și Sfântul Ierarh Nicolae m-a îndemnat ca să le ridic o căsuță și cu darul lui Hristos și a unor credincioși cu suflet mare, eu am stat cu un coșuleț duminică la duminică, așa cât le-a dat Dumnezeu fiecare acolo, doi dintre fiii mei duhovnicești, să spun trei, care a dat un ajutor mai mărișor, și apoi, câțiva tineri din, cum v-am spus, din Bucovina, din Londra. Am avut curajul să încep ca mărișoare căsuța aceasta, văzând atâta popor, mă dă prostie, un gest frumos, iertați. Văzând atâta copilași mititei care zic, măi, să începem cu 4 camere, cu baie și bucătărie. De mila Maicii Domnului, iată că se împlinesc un an de zile. Apropiat de Sfântul Ierarh Nicolae, că mi-am dorit de Sfântul Nicolae să o sfințesc, dar așa voi Dumnezeu ca mâine să fie sfințirea, unde rugămintea mea este cei care sunteți dornici să vedeți această mare bucurie a copilașilor și mare binecuvântare. Sfatul meu este mâine la ora 11, în sătul cu Ion Niculce, unde va fi prezent preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălț și Preacuviosul Părinte Exarh Arhimandritul Nechifor. Am primit în alta binecuvântare de la înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, ca ierarhul nostru să slujească la această mare bucurie a pruncușorilor, care mâine îi vom da cheia în primire. Și acești copilași, într-adevăr, vor avea pentru prima dată sărbătorile naștere pruncușorului Iisus cu mare bucurie și noi toți vom avea sărbători frumoase atât timp cât știm că cei 10 copii nu vor sta într-o cămăruță de 3 metri, ci vor avea pătuțul lor și credincioși și fiecare că au reușit dintre ei să trimeată, să spunem, mobila ne-a ajutat cu covoarele, cu perdele. Le-am dus totul, de la lingură până la farfurie, de mila Maicii Domnului. Cei care veți veni mâine și rugămintea mea să veniți cu niște alimente ca să aibă și ei ce să mănânce în continuare, fiindcă chiar dacă le-am făcut noi căsuța, pe cât se vede, pe cât am văzut eu, cam nu prea știu să se organizeze în cerere. Foarte greu a fost. Noroc de la Dumnezeu că am avut un fiu duhovnicesc de-al meu de la Târgu Frumos, deși este și consilier local al primăriei Ion Niculce, care l-am pus un fel de diriginte la acest șantier și a supravegat lucrările
că altfel cred că cine știe ce s-ar fi întâmplat acolo. Mulțumim fratele Vasile Sită, care și ieri noapte și alaltă noapte a stat la mieze noapte să le bage canalizarea și să dea drumul la căldură din mila lui Dumnezeu. Vă aștept cu drag mâine la Sfințirea Iubiți Credincioși și să nu uităm că pe 15 august vom avea din nou taina Sfântului Maslu. Decembrie. Iertați-mă, decembrie, că acum așa am emoții. Am emoții, sper să nu... să treceți cu vedea emoții care am eu. Că am mai zis o dată noiembrie, sau nu știu ce am mai zis. Dar acum am intrat prea repede în decembrie. A trecut așa de repede timpul, încât acum am uitat că suntem în decembrie. Viitor de august. Da. Pe 15 decembrie, la ora 16, va fi prezent Părintele Episcop Calinic Botoșăneanu. Vă mulțumesc și vă dat prose. Afară vă așteaptă un pahar de vin fiert și o bucățică de cozonac. Pe rugămintea mea să stați și la masă. Masa se face pentru sănătatea obștei și în numele Domnului. Mulțumim și vă dat prose încă o dată, ca să ne Doamne ajută!